Bacon super crocant prăjit în tigaie, hai să vă arăt cum am făcut. Deci în tigaie puneți cam jumătate de cană de apă, aici eu am pus un pic prea multă. După ce apa se mai evaporă sau dacă o fiert 10 minute și nu se evapora, turnați-o afară, am pus 2 lingurițe de miere. Aici deja apa nu mai era, doar un pic de grăsime de la bacon. Apoi am dat focul un pic mai încet ca să nu arde mierea prea tare și le-am pus la uscat pe o farfurie, moment în care mierea aia se întărește și o face super crocantă. I-am dat să guste și la asta micul și i-a plăcut. Au zis ce crocantă e!